Pacea Domnului! Să lăudăm astăzi pe Domnul citind din cuvântul Lui, din Evanghelia după Matei, capitolul 17, începând de la versetul 14 până la 27. Vindecarea unui lunatic. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte: Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici colo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Dar acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Iisus vestește moartea și învierea sa. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Iisus plătește daia pentru templu. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau daria pentru templu au venit la Petru și i-au zis: Învățătorul vostru nu plătește daria. Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat-o înainte și i-a zis: Ce crezi, Simone? Împărații pământului, de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini? Petru i-a răspuns: De la străini. Și Iisus i-a zis: Așadar, fiii sunt scutiți. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea un ban pe care ia-l și dă-l lor pentru mine și pentru tine. Amin.